Elevii sălășeni și-au expus rezultatele proiectului Comenius. Expoziția și prezentarea materialelor a presupus ca fiecare echipă să aducă broșurile editate, cărțile, DVD-urile, calendarele și fotografiile cu membrii echipelor. Fiecare grup a fost nevoit să-și promoveze realizarea, deoarece evenimentul a reprezentat totodată faza județeană a concursului Made for Europe. Ce temă ați ales pentru proiectul Comenius? Tema proiectului sunt, de fapt, rezultatele unui proiect avut acum un an de zile. Este un proiect partener între Suedia și România. A avut loc niște schimburi de elevi în care s-au făcut teste asupra apelor din România, asupra apelor din Suedia. S-a îmbunătățit capacitatea de a vorbi limba engleză. Am două grupe și așa am învățat mai multe despre cultura suedeză. Ce lucrări ați editat? Am văzut că aveți mai multe tipuri. Materialele finale ale proiectului, produsele finale. Mai există un proiect, nu este singurul cel cu apa, mai există unul cu energia solară. Am ales tema pentru că o considerăm de actualitate și fiind o idee ecologică cu încălzirea globală, avem nevoie de ea. Și avem aici un calendar, pliante, CD-uri cu informații, toate sunt făcute în parteneriat. În al doilea proiect au participat 7 școli. A fost un proiect Comenius multilateral. Am ales să particip acest proiect pentru că mă gândesc că m-ar ajuta foarte mult în viață și mă simt potrivit pentru aceasta. Comisia de concurs, alcătuită din reprezentanța inspectoratului școlar, va alege cele mai bune produse, atât din punct de vedere al formei, cât și al conținutului și vor trimite echipa care le-a realizat în etapa națională, care se va desfășura la București în perioada 19-22 aprilie.